NHR în schimbarea. Vreau să vă asigur că ne-am gândit foarte bine, ne-am pregătit foarte bine pentru această, putem numi schimbare, dar putem numi și dezvoltare. Compania austriacă Veidt, investitorul care a pornit cu 15 ani în urmă la dezvoltarea pieței de combine și tractoare alături de New Holland, a decis ca din ianuarie 2016 să reprezinte pe piața românească grupul de firme Same Doitzfar. În cadrul acestui parteneriat, care durează de peste 15 ani, am câștigat peste 4500 de clienți în România și distribuim prin cele 11 filiale ale noastre din țară anual 400 de tractoare și 150 de combine. Un aspect esențial în activitatea noastră o reprezintă apropierea de client și de producător din România. Peste 100 de angajați ai departamentului de service își dau silința în fiecare zi să satisfacă clienții și succesul în acest domeniu ne-a permis și creșterea din ultimii ani. Vedem că există în continuare în România un potențial foarte mare care trebuie dezvoltat. Nu am ajuns încă în etapa finală a dezvoltării noastre aici la fața locului și de aceea este pentru noi foarte important să avem un partener care să ne însoțească pe acest drum. Clienții noștri se așteaptă de la noi să ne poată suna la miezul nopții dacă un utilaj se strică pe câmp. Și noi putem oferi la nivel național în toată România o soluție în decurs de 6 ore. Deci acest lucru ne-a permis să devenim un partener de încredere la nivel național și nu cred că exagerez dacă spun că suntem cei mai buni în domeniul service în România. Dorim să și menținem această poziție și să o și dezvoltăm. În ultimii 15 ani am avut o cooperare intensă cu New Holland și am atins împreună cu ei o poziție, poziția numărul 2 pe piață în România. Pe viitor însă vom lucra cu alt partener și alt producător și asta este și informația pe care dorim să vă dăm astăzi, pe care vorim să vă comunicăm în cadrul acestei conferințe de presă. Pe viitor vom reprezenta grupul germano-italian Same Doitzfar. Vom începe această colaborare exclusivă începând cu 1 ianuarie 2016. La început vom avea un contract pe 3 ani. Und mit der Option auszubauen. Având opțiunea de a prelungi acest parteneriat pe încă 3 ani și a o dezvolta. Die Same Doitzfar Gruppe, das sagt schon der Name, besteht aus. După cum vă spune și numele, numele de fapt este compus din mai multe firme, mărci Same Doitzfar. Compania a fost fondată de familia italiană Carozza, sediul principal, headquarter-ul se află încă în Italia. Unitățile noastre de producție și de distribuție se află în Treviglio, în primul rând, în apropiere de Milano. In Deutschland, in Bayern. În Germania, în landul Bavaria. In Kroatien, in Županja. În Croația, în Županja. In Indien. În India. Und zwei Fabriken in China. Și de asemenea două fabrici în China. Und wir haben ein großes Projekt. Și în toamna anului 2014, așadar cu un an în urmă, am început un nou proiect important în Lauingen, la mine acasă, în Germania. Este vorba de o fabrică nouă, vorbind de o investiție de 75 de milioane de euro, 40 de mii de metri pătrați acoperiți. Și acolo vom construi cea mai modernă fabrică de tractoare din lume. După cum vedeți, sunt mândru, foarte mândru de acest proiect. Sunt mândru că familia a permis construcția acestei fabrici în Germania. Ținem foarte mult la acest lucru de a păstra producția Doitzfar în Germania și în acest moment cel mai mare depozit de piese de schimb se află în Germania, așadar orice piesă de schimb care este expediată în orice colț al lumii provine din Germania. Mă bucur tare mult că azi a venit zi în care putem anunța. În ultimele ani și jumătate m-am simțit că dansez pe un picior. Nu a fost deloc ușor. Astăzi stau în fața dumneavoastră pe două picioare, mă simt în plină forță
Și vreau să vă spun că, în primul rând, ne-am gândit și la clienții noștri. Ce vor clienții noștri de la noi? Servicii trebuie să fie perfecte. Noi trebuie să fim lângă ei, deși înainte de a s-a întâmplat ceva cu Combina. O să avem un program de investiție, să investim în nou filiale, să extindem și alte filiale, din cauza avem nevoie de o forță mai mare. Avem în gând să servisăm toți clienți care au cumpărat New Holland de la noi sau de la altcineva în continuare, pe nesfârșit. Avem în gând să oferim piese de schimb, dar bineînțeles vrem să și preluăm clienții existenți de la Deutz Fahr și cei care vindem în viitor Deutz Fahr. Pe locul 2, în gândire noastră, este bineînțeles echipa noastră, 200 de oameni, peste 200 de oameni, peste 200 de familii care vor stabilitate. Au nevoie de o afacere care merge, au nevoie de un viitor. Cel mai important lucru pentru noi în schimbarea asta este că putem oferi tehnologie germană, care știm cu toți că e avansat, este ceva, un atu care oferim clienții noștri, dar avem un partener, un furnizor care înțelege că noi suntem o reprezentanță puternică în România și care valorează asta. Und dort noch besser im Markt präsent zu sein. Și bineînțeles că dorim să fim prezenți din ce în ce mai mult în România decât suntem la momentul actual. Pentru acest lucru avem nevoie de un partener de distribuție puternic care să acopere toată țara, atât în ceea ce privește distribuția, cât și în ceea ce privește serviciul. Și după părerea noastră, NHR este cea mai bine situată pe piață din acest punct de vedere. În partea a doua a emisiunii, vă invit la un interviu așa cum n-a mai fost vreodată. Domnul Lucian Buzdugan în calitate de reporter, iar intervievat domnul profesor Vasilică. Restul e plăcere. Dar ce am putea noi discuta, noi doi, despre agricultură? Domnul profesor Vasilică, bine ați venit la Zănești. Vă primesc eu că acum gazdele sunt ocupate. Suntem onorați de prezența dumneavoastră. Ce v-a împins? Nu stați să vă odihniți acum în plină vară și să veniți la Zănești. Domnul Buzdugan, eu am revenit prin meleagurile de la Zănești, care sunt meleagurile unde matalița exercita cea mai mare parte din durata profesiei. Mânat nu de dorința de a mă deplasa, ci din dorința de a mai vedea niște lucruri noi. Pentru asta am venit să văd noi hibrizi de porumb și să văd care sunt în această zonă, în acest an, efectele secetei. De unde e ideea că toată viața trebuie să învățăm? Toată viața trebuie să ne preocupăm. Asta este, menirea unui om preocupat, sau mai corect spus, fascinat de o anumită profesie. Să înveți toată viața. Orice profesie are atâtea secrete încât n-ajunge o viață să le înveți. Generații după generații trebuie să-și transmită și meritul dumneavoastră că ați scris foarte mult și lăsați generațiilor viitoare sfaturi și, hai să zicem așa, recomandări cu adevărat utile. Eu aș putea spune că n-am spus niciodată studenților lucruri neadevărate, cu atât mai mult cu cât agricultura m-a preocupat din frazii de pruncii, că eu sunt fecior de țăran. Am trăit toată viața mea la țară și am început să fac agricultură de la vreo 6-7 ani. Am făcut toate treburile principale din cultura plantelor și din zootehnie din mic copil. Încât în facultate mi-a fost mai dificil disciplinile din anul 1 și 2. Când am ajuns la area de specialitate, nu mi-a trebuit decât să citesc o dată cursul. Lucrurile erau deja practicate și preluați deja într-o formă evoluată. Domnul Buzdugan, ca decan am scos odată o grupă la practică la ferma facultății și i-am pus la cosit lucernă. Pe băieți, pe fete, el a plivit în grădină. Și le-am prezentat
în primul rând, protecția muncii la cosit și, în al doilea rând, cam cum se cosește. Și am plecat, mi-a luat rămas bun. Și am auzit în urmă. Și teorii știi, dar nu știu dacă au pus mâna picoasă. m-am întors înapoi, am zâmbit, n-am spus nimic. Și am întrebat, care dintre voi știe scoase? Și a venit unul. Și i-a spus, încearcă să văd dacă ți-i potrivită coasa. Nu știa să o încerce. Și după aia i-a spus să apucă de cosit. Și l-a lăsat să ajungă cu jumătatea brazdei, că se cosea de-a curmezișul parcelii. Și am ajuns repede în urmă cu cosetul și le-am spus așa, zic, voi toți trebuie să cosiți vreo 10 ani cât am cosit eu în viața mea. Eu am cosut iarba la un cătun întreg din sat, toți 3 ani războiului. Eram primul bărbat din cătun care nu mă lua pe frunt. Mi-a plăcut agricultura, de ce să mint? Mi-a plăcut agricultura grozavă. Și încă n-am învățat-o toată. Nu știu multe lucruri, să știți. Părerea aveți de anul ăsta? Am înțeles că ați vrut să vedeți cum, ce s-a întâmplat la Neamț, unde n-a plouat în luna mai. Prima ploaie a fost acum. Acum o săptămână. Ce părere să am în acest an? Evoluția acestui an mi-a confirmat încă o dată faptul că schimbările climatice sunt mult mai capricioase decât ne-am închipuit noi. Plouă aici, dacă mergeți înapoi la Iași cu mine, o să vedeți că de la Ruginoasa până la aproape de Iași, pe stânga a bătut o grindină fantastică și alături n-a plouat deloc. Și aici a plouat 50 de litri unde ne găsim și la 300 de metri numai 2 litri. Iar în Vrancea, au plouat până acum 200 de litri după ce s-au format bobiței la struguri și le-au distrus vinile. Unui agronom renumit, un specialist din mâna întâi, a pierdut 7 tone de afine de pe 15 hectare din cauza unei ploi de 100 de milimetri în jumătate de oră. Îl cunosc bine pe acest agronom, sunt prieten cu el, un om extraordinar și îmi pare rău din cazul lui. Totdeauna când sunt întrebat ce părere aveți despre acest lan, cât va produce, spun o anecdotă între fermierul american și fiul, da? Căruia i-a lăsat ferma. Fiul, după ce o semănat grâu și când o răsărit și-o înfrățit, lanul foarte frumos, o chema pe taix și i-a spus, și ce grâu frumos, ce deocamdată iarbă, nu-i grâu. Grâu-i când îl pun în ambar. Nu. L-a chemat când se termina alungirea paiului. 5 acum nu-i grâu, ci nu-i tot. Iarbă care a crescut. Și iarbă a fost până când o trăierat. Când a început să curgă în sac, bătrânul a băgat mâna, a scos, ce ăsta-i grâu. Abia ăsta-i grâu. Până nu-l vezi în sac, nu ești sigur. Nu ești sigur. Așa este. Asta e soarta agriculturii. Nu, asta este riscul. Marele risc al agriculturii. Continuu sub un risc. Că ești tot timpul sub influența factorilor de mediu. Nu știi ce se mai poate întâmpla. Am avut soia, care promitea și toți care au văzut-o la Iezăreni, cât de 4,5 tone și am scos 1000. Și am avut Aurora și Caucaz, două soiuri scoase de marele ameliorator de la Krasnodar, după bezosta aia. Și împreună cu profesorul Ogologan am evaluat că scoatem 6 tone și am scos 2 tone, că după vizita noastră a venit o făinare care a făcut praf toată recolta. N-am văzut asemenea atac de făinare. N-am văzut. Foarte, foarte bine aduceți, domn profesor, la cunoștință celor care tratează cu superficialitate agricultura, pe agricultori, pe cei care atunci când e o zi frumoasă strigă ura, mai avem o zi frumoasă fără ploaie. Eu nu sunt de acord cu... Pentru că nu trăiesc în realitate. Și eu nu sunt de acord deloc cu sintagma că toată lumea se percepe la fotbal și la agricultură. Că sunt două meserii diferite, dar amândouă sunt complicate, nu? Poți să pierzi meciul în minutul 92. Absolut. Și poți să pierzi recolta atunci când sperai să obții cea mai mare decorație. Nu, secetă ca anul ăsta
Nu cred că am mai avut în vreo an. Nu știu dacă 2000. Eu sunt continuu. Știu. Aici. Nu n-am lăsit nici... Eu n-am fost aici. Insula Mare. Nu există să nu trec. Eu n-am fost aici în 2007. Lipsă de apă n-a fost niciodată. Atunci spune-mi, poți să-mi explici matare de unde a ieșit recolta de grâu dacă a fost așa mare lipsă de apă? Deci... Că a ieșit grâu, nu? A ieșit grâu, dar el face acum grâu, ca să zic așa, sigur, dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine și eu știu că... Nu știu, să vedem, depinde ce spuneți de acolo înainte. O singură verigă tehnologică să nu fie realizată în optim și producția e la nivelul celei mai de jos. Sunt de acord cu dumneavoastră, dumneavoastră de acord cu mine, că de-a lungul anului aici s-a încetățenit o tehnologie conservativă de lucrări minime ale solului în care să păstreze apa, se magazinează apa, se magazinează și cu precipitațiile de primăvară, cu zăpada care a fost, cu acumulările care au fost, a reușit să aducă grâu, dar a avut la grâu suficienți frați fertili, a avut un număr mare de cel puțin 800 de spice pe metru pătrat. Fiecare spic a făcut în jur de un gram boabe, pentru că și aici a avut în jur de 35 de boabe pe fiecare spic, așa eu vorbesc de medie, acum sigur că sunt variații, ceea ce l-a condus la un MMB de 40 de grame să realizeze 7000 și ceva de kilograme la hectar. Și vă asigur, domnule profesor, că a dus lipsă mare de apă, dar a tratat cultura așa cum pentru condiții de secetă. Și asta spuneam și eu mai înainte, că totdeauna trebuie să ne gândim la ce e mai rău în agricultură și să facem producții, activitate tehnologică ca și cum vom avea permanent numai necazuri. Eu sunt total de acord că domnul Iacu face o agricultură conservativă din mâna întâi, având ca obiectiv primordial înmagazinarea și păstrarea apei. Dar în zonă au făcut producții mari de grâu și cei care n-au aplicat chiar o tehnologie grozavă, nu producții record, dar producții mari, mult mai mari, peste evaluarea care au făcut-o cu o lună înainte de recoltări. Care e explicația? Pe lângă faptul că aici a fost mai mult apă în sol decât alături. În general, anul acesta e un an la care culturile de toamnă au realizat producții mai mari datorită timpului din luna aprilie. Da, este adevărat și această treabă. Așa. Și este adevărat că culturile de toamnă au beneficiat... Mai departe, n-aș vrea să merg, pentru că nu toată lumea din zona asta face peste 7 tone de grâu. Nu, dar au făcut 5 tone în condițiile când s-a așteptat să facă 3. Da, dar asta ce înseamnă? Că din tehnologie am mai obținut 2 tone la hectar. Da, mai este o explicație, domnul Bundugan. Grâul este una dintre cele mai mari minuni ale naturii. Este o plantă și porumbul, este și porumbul, da, porumbul este adevărata minunică. Nu ajungea simbolul Statelor Unite fără să fie ceea ce este. Dar grâu are o capacitate mai mare decât porumbul de a-și modifica componentele producției în funcție de evoluția factorilor de mediu. Dacă nu plouă la înfrățit, formează spicumea mare. Dacă nu plouă la coacerea bubului se mișorează masa 1000 de boabe, dacă nu plouă la formarea... L-am florit. Se formează mai puțini boabe în spic, etc. Această capacitate a grâului nu te lasă niciodată cu traista goală. Ca să vă completez și să vă susțin în ceea ce spuneți, anul acesta, introducând sistemul de fertilizare cu azot lichid, am fracționat toată doza de azot și am dat-o în 3 reprize. O să ziceți și a fost bine? A fost excelent, pentru că de fiecare dată când se producea momentul acesta critic, când se stabileau câți fași fertili am, îi dădeam azot, câte boabe în spiculeț sau câte spiculeț, care să fie mărimea spicului, îi dădeam apă, când, câte boabe să fie fertile, îi dădeam apă. Și ce credeți? Tot l-am înșelat așa pe bietul grâu
și nu i-am dat azot atunci când trebuia să sintetizeze proteină. Și a rămas săracă în proteină. Și a rămas săracă în proteină. Deci am vrut să vă întăresc absolut, să fiu de acord cu dumneavoastră, dar să semnalez celor care vor obține producții mari la grâu că trebuie să-i asigure azotul de proteină. Ce credeți? Cei care au făcut 3-4 tone au proteină mai mare decât cei care au făcut 7 tone. De ce? Pentru că proteina se face pe hectar. Din ce? Din azotul care l-ai pe hectar. Da, sigur. Și atunci, dacă tu ai puțin azot în sol la producții mare, sigur că el îți dă cât are. Și atunci am avut un lucru, vedeți? Am zis, omul cât trăiește învață. Anul ăsta am învățat că trebuia să-i dau o doză, o fracție și în momentul în care am laborator acum, iau bucata de frunză, mă duc cu ea în laborator și îmi spune cât azot am, dacă există riscul de a nu-și face proteina necesară. Se știe mai de mult faptul că fertilizarea cu azot, ultima fracție la începutul formării bobului, este fertilizarea care influențează în mod direct calitatea grâului privind conținutul în proteine. Asta este bine cunoscut în treaba. Dar ce vreau eu să subliniez? Că unii specialiști, din dorința de a face economie pe unitatea de suprafață, nu fracționează mai ales azotul în 2 sau 3 reprize. Unii îl dau într-o singură repriză, alții în 2. În a treia repriză, majoritatea renunță. Este una dintre greșelile cele mai frecvente. Nu foarte mari, sunt și greșeli mai mari. Sau rețineți că sunt foarte mulți, eu cred că 50% dintre cultivatorii de grâu dau azotul o singură dată. Și asta este o greșeală. Și atunci azotul cade sau unii... Pe lângă faptul că n-are efect asupra plantii, efectul dorit, mai poluiesc și solul, că parte din azot și se duce. Și se sensibilizează planta. Ați omis și una de... Prin densitate mare... Fertilizarea cu azot trebuie foarte bine gândită și chipzuită. Da. Dar problema viitorului nu este fertilizarea cu azot, este fertilizarea cu fosfor. Și... ferească Dumnezeu de o accentuare a lipsei aprovizionării agriculturii mondiale cu fosfor. Rezervele de fosfor în lume sunt limitate de azot, nu?